dar ce a postat Chifoi, probabil că vă întrebați. Ei, iată că mi se pare că Chifoi încearcă să intre pe pipeline-ul sexo-marxist, măcar într-o anumită măsură, în speranța că asta o să-i mai dea o leacă de clout. Vrea să ne arate și el la rândul lui că e woke. E woke și deci a luat o fată care face OnlyFans și a oferit aici un sushi cinstit ca să stea de vorbă cu el și cu tovarășul lui cu freza asta ciudată despre OnlyFans, basically. Mă iau de freza omului, dar poate să eu un om de căcat că mă iau de freza lui. Asta e freza la urmă urmi și nici freza mea nu e prea grozavă, n-am să vă mint. Zici că-s cicerom. Aie, she's cute. She is cute. Cybercar-ul, bă, întotdeauna am mea cu cybercar-ul ăla în cadru. Nu înțeleg care e faza. Chiar arată ca, dacă îmi permiteți să vă zic. Chiar arată ca. Și efectiv nu e ăsta viitorul. Tu vorbești de freze. Efectiv eu vorbesc de freze cu aia. Mi-am găsit eu. Hai să vedem. Sequel-ul de la vlogul cu OnlyFans. Și avem și o invitată specială astăzi. Dar bineînțeles nu fără sushi. Și o să începem cu o întrebare foarte, foarte comună pentru toată lumea. Alex, te rog. M-am gândit la o întrebare bună. Dana. Da. Ai omorât vreodată pe cineva sau ai făcut ceva ilegal cât să faci pușcărie? Bro, what? Măi, ce e asta, măi, omule? O întrebare foarte comună pentru toată lumea. Sushi, p***a, gorăm. Da, bravo, tare. Ai omorât vreodată pe cineva? Zici că suntem la flori, fete sau băieți în fața blocului, în 97. Da, sau nu? Face. Asta e în penthouse-ul lui, nu? Bă, dar asta e tapet cărămidă, așa-i? Arată tapet cărămidă. Doamne, cât urăsc. Îmi place foarte mult cărămida pe pereți. Mi se pare frumos. Dar când e tapet, a, deși nu, uite aici, s-ar putea să nu fie tapet, guys, s-ar putea să nu fie tapet, s-ar putea să mănânc eu căcat, s-ar putea să nu fie tapet. Mă rog, asta e secundar. Hai să mai vedem. Dacă ai făcut, da sau nu? Nu, nu, nu. A, deci. Dar aș face. Deci ai principii? Aș face. Deci ai principii înseamnă. Dacă asta a fost discuția noastră precedentă, că fetele de pe OnlyFans nu au principii, așa zicea lumea. Și azi o să vedem mai multe. Noi suntem aliații fetelor de pe OnlyFans, dragi prieteni. Substraturi, pentru că lumea chiar ne-a cerut mai departe. Vă faceți partea a doua să vedem exact ce se întâmplă. Dacă e așa, nu e așa? Sau cum e de fapt? Dar bineînțeles, o să mâncăm și sushi. Între timp. Între timp, da. Am un hot take când vine vorba de OnlyFans, dragi prieteni. Am un hot take care poate nu e așa de hot, dar o să-l zic ce mea. La urma urmei că e stream-ul meu și platforma mea, da? Faptul că trebuie să existe o întreagă, cum să zic, cultură de stânga care gen să iasă în spațiu virtual și să zică sex work-ul este o muncă legitimă. Nu știu cum să zic. Adică eu cred că e o muncă legitimă, dar gen mi se pare că like n-ar trebui să vorbim atât de mult despre asta cu aia. Like de ce vorbim așa de mult despre asta? Who the fuck doesn't? E, cum să zic? Stați așa un pic să-mi formulez așa ideea mai bine. Mi se pare uneori, în cercurile astea de stânga, că we kind of like treat sex workers as like really high beings, știi, adică e un fel de discriminare pozitivă și mi se pare că toată chestia asta se întâmplă doar pentru că it's just such a fucking struggle să convingi oamenii, oricare ar fi ei, să convingi oameni că gen, you know, it's legitimate work. Și numai că it's legitimate work, it is also the kind of work that should be, cum îi zice, care ar trebui să nu fie exploatată, știi? Cred că e mult mai sensibil aici ca la, nu știu, munca la corporație. Că și la corporație ești exploatat. Dacă ești exploatat gen as a sex worker, știi? Când ai un șef, când îl ai pe Andrew Tate în ca sex worker să-ți zică ție cu cine să și cu cine nu și you know? Asta mi se pare absolut oribil, you know? Adică cred că ar trebui să fie legal și nu doar că ar trebui să fie legal, ar trebui ca orice lucrător sexual, oriunde, orice ar face și whatever, orice lucrător sexual să poată să facă chestia asta într-un regim autonom în care gen nu are pe nimeni un șef să-i zică, acum te duci și cu ăla, du-te, nu te supăra pe mine că-ți zic. Asta unul la mână. Al doilea hot take când vine vorba de OnlyFans, este totuși un pic distopic felul în care una din cele mai bănoase meserii pe care le poate face o femeie este să play into the male gaze, să gen, să acceadă la, da, patriarhat
și să se prezinte în fața bărbaților într-un fel convențional, care convenție e creată tot de bărbați, în timp ce alte femei care gen, nu știu, poate au doi copii și o diplomă de, nu știu, bioinginerie sau whatever, se chinuie să-și plătească facturile. Și asta cred că este o problemă destul de mare, n-am să vă mint. Prostituția și tot ce numim astăzi sex work nu ar trebui să existe într-o societate funcțională? Ba da, cred că ar trebui, ar putea exista, nu mi se pare deloc ceva ce n-ar trebui să existe. Adică e și problema asta, știi că când ne gândim la prostituție, ne gândim la female sex workers. Nu, eu cred sincer că într-o societate ideală sex workers should be, you know, female and male and bi and, you know, everybody should be able to, like, you know, do that. Gen. Adevărat, dar în lumea asta trăim, ne adaptăm și încercăm să fim safe până trec generațiile bătrâne care ne-au învățat prost. Da, bineînțeles. Again, eu nu vreau să condamn, nu vreau să-l condamn pe Hasan Abi, știi, că zice, all sex workers are beautiful sau whatever, ce zice el acolo. Nu vreau să condamn chestia asta, dar zic că înțeleg de ce, de ce funcționează așa, știi, că you need to, like, be very adamant with your message in order to get it across, știi. Dar să nu ne imaginăm așa, știi? Să ne imaginăm totuși că există implicații mult mai grave la situația asta. Face diferență de care nu se vorbește foarte mult între voluntary sex work și survival sex work? Da. Eu nu ați face asta pentru că alegi complet altceva pentru că nu ai de ales? Absolut, da. Hai să vedem ce mai zice asta. Și o să începem atunci cu o altă întrebare. Da, ca să vedem de unde vii tu și să vedem și partea aia altă care nu se povestește. Gen, nu aia în care toate fetele de pe OnlyFans nu au principii, sunt curve, sunt, mă rog. Și hai să vedem niște substraturi. Cum ai început? Care e povestea pe scurt? Și de ce? Cum am început? Păi, în februarie anul trecut am avut o relație de 13 ani care s-a terminat. Wow. Da. După am primit un e-mail de la managerul aplicației din România, de la OnlyFans, care mi-a zis, bă, Dănuța, că eu eram cunoscută pe Instagram, aveam 90.000 de urmăritori atunci, știi? Da. Okay. Și mi-a zis, Dănuța, tu poți să... Și mi-a zis, băi, Dănuță, nu vrei să dai și tu cu în popor? Faci tu un ban cinstit? Faci bani, că oricum eu pe Instagram generam tot așa cu natura, dar îmi puneam corpul în evidență, arătam bine și atunci acum arăt mai bine. Așa, da. Păi m-am apucat de sală între timp, făceam sport, dar cu greutatea corpului, știi? Mm-hmm. Acasă. Și mai ajutam și oamenii să slăbească. N-ai nicio frustrare legată de corpul tău, nu? Nu. Doar că sunt pit de 1,51 m, aș fi vrut 1,70 m. Nu, și asta era una din intertip din ăsta, că fetele care fac OnlyFans sunt niște frustrate, bla bla bla. No, băi, uite un pic la... Cine a zis vreodată că fetele care fac OnlyFans sunt niște frustrate? Frustrate, atenție. S-au zis multe chestii, dar frustrate nu cred că s-a zis vreodată. Da, el, probabil că el și atât. Cade de pe scaun. Uitați-vă pe Instagram și o să vedeți, da. Așa, și cum? Da. Deci ai decis așa pentru că ți s-a și propus? Da, după aia am mai primit un e-mail și am zis că eu nu o să fac niciodată. Deci dacă îmi spuneai mie că eu o să fac OnlyFans, ziceai că n-ai, ești retard, n-ai cum, știi? Pentru că eu eram o fată cu minte pudică și rușinoasă, cred că se simte. Și în septembrie m-am gândit foarte mult, că am zis, băi, eu n-am cum să fac, sunt o fată cu minte, n-am avut nicio treabă gen cu video chat, cu chestiile astea, știi? Și am zis că n-am cum să fac. Și am început să fac, să caut pe Google cum se face cont de OnlyFans, chestii, știi? Am început să postez poze oarecum pe care le postam și pe Instagram, știi? Și eu când deja am anunțat pe Instagram că fac OnlyFans, a fost un buf de la foarte mare. Eu în prima lună am făcut, pot să zic, nu? De sume. Da. 10.000 de dolari. În prima lună? În prima lună. În prima lună. Dar și aveam un abonament foarte mic de 5 dolari, știi? Dacă eram puțin mai inteligent, trebuia să fac abonamentul și mai mare, știi? Dar ce te-a determinat până la urmă? Că tu ai spus că când ai auzit de asta, te-ai gândit, bă, cum să fac eu așa ceva, sfată cu minte, rușinoasă, pudică. Ce te-a determinat să vrei să... Ce te-a determinat? Oare ce a determinat-o, drag prieten? Oare ce a determinat-o? Tocmai ce s-a zis, că a făcut 10.000 de dolari în prima lună. Cam asta a determinat-o, drag prieten. Coai, dar ce discuții să-mi bap... Și discuții idiote, like, mi se pare așa de funny că, like, e neironic, like, they're just doing it for, like, leftist points. They tokenize this poor girl ca să pară woke în fața unui public. Cerc, de ce nu? Că oricum eu aveam un stil de ăsta gen mai sexy, să atrag priviri, știi?
Și am început, n-am știut exact cum o să fie, adică ce poze o să pun. Eu pe parcurs am evoluat, că la început am pus, nici măcar nu îmi puneam față, știi? Mă pozam sexy în lingerie și așa, fără față. Între timp am mai vorbit cu abonații, mi-am mai spus. Sunt discuții la un lunch, la ce pur te aștepți? Calm your tits! Sunt discuții la un lunch. Taci cu aia, te cheamă Doc Tati. Taci, insane. Discuții la un lunch. Cum a fost la alte fete și cum îmi trimiteau oricum poze. Oricum eu de la abonați am învățat foarte multe, știi? Ei îmi spuneau cam ce să postez. Și încet, încet am evoluat, ca și într-o relație. Nu aveai cum să dai totul din prima, știi? Că oamenii se plictisesc, știi? Și am mers treptat și acum am ajuns. Cât ai ajuns să faci cel mai mult? Am ajuns, am avut luni. E aceeași chestie, clasic, tip chifoi, clasic chifoi. Hai să nu vorbim despre nimic, cum îi zice, nimic despre, you know, the social implications of all this business shit, nu. Tot ce contează este banul. Se face sau nu se face banul? Se face sau nu se face banul? Că, zi, dai țepe, manipule, nu... Că, gen, ești forțat ca femeie de societate să objectify yourself, bla, bla, bla. Nu, astea sunt chestii care nu contează. Contează, nene, numai banul să fie și cum s-a făcut. Când te apuci, nu mă apuc. Nu mă apuc. Nu mă meritați. Bunii în care nu mi se închideau TikTok-urile și așa, la 50.000 de dolari. Pe lună. Pe lună, da. Da, Cristi, cea mai bună lună. Să ne chinuim în continuare. 40.000, cea mai bună nu, lună. Nu, dar depinde cât de mult implici și dacă nu ai o persoană, gen cum am eu, care îmi închide tot timpul TikTok-urile, știi, are un program deci, care face și atacatori. Da, care face la fel, nu. O singură fată care face și OnlyFans și ca să fie ea mai bună, trebuie să oprească pe mine și nu doar pe mine, că mai sunt încă două fete, că sunt câteva fete din România care sunt mai de top, așa, știi. Am înțeles. Da, și ca să... Le numeri pe o mână? Pe două? Nu, pe una. Deci sunt maxim 5 fete. Da, cam așa ceva. Și tu ești una dintre ele. Da. Poate eu am stat în umbră, n-am vrut să vorbesc niciodată de sume, nu-i genul meu. Tind să cred că persoanele care se laudă cu sumele și așa, nu știu, ori sunt imaturi, ceva de genul, știi? Cel puțin la fetele care fac unele. Nu sunt imaturi, sunt insecure. Foarte important. Just fucking insecure. Nu știu, mi se pare în general. Ați observat, aveți prieteni de ăștia în viața voastră, dragi prieteni, care vorbesc tot timpul numai despre bani? Mă scoate din minți. Mai știu. Prieteni care vorbesc numai despre câți bani cheltuie și ce premii mai au pe la festivalul sau așa, sau prieteni care vorbesc despre cât de mult like, bro, I don't give a fuck. Și-a dat moșul drumul în ochi. Mare căcat. Zici că n-ai mai pățit. Așa, da. Mă rog, da. Am mai povestit și eu chestii de genul ăsta. Nu înțeleg care e problema. Își dau coate pe sub masă, da. Mulțumesc, Ramon. Thank you so much. Eu am stat în umbră până acum, deși cred că nu știu dacă mai făcut vreo fată suma asta pe lună, știi? Ideea e că de asta te-am întrebat, mă rog, la noi pe canalele noastre vorbim de bani, în principiu. Și ne place să distrugem mituri, da. Că de asta te-am și invitat. Deci tu, practic, ești o fată simplă. O fată ca oricare altă fată. Normală. Foarte simplă. Care a ajuns să facă OnlyFans dintr-o curiozitate, probabil? Da. Și a început să-ți placă? Exact cuvântul ăsta, e din curiozitate. Ok. Da. Aici. Și dintr-o curiozitate, bă, așa se fac banii, frate, e așa de simplu. Cumva într-o zi ești curios și zici, ia mă nene, ce e, bă, frate, luna coin ăsta? Ia că-s curios. Ia mă nene, hai să vedem noi acum. Sunt curios, ce-o fi, bă, nene, cu petrolul ăsta? Sunt curios. Așa se fac bani, e atât de simplu. Prost să fii să nu faci bani, dragi prieteni, în această economie. Ia mă nene, ce-o fi, mă, cu titlurile astea de stat? Sunt curios. Ah. La fel, un mit pe care l-am auzit. Fetele de pe OnlyFans sunt curve. Ok, hai să dezbatem puțin topicul ăsta. Ca să fii curvă, ce program ai avea? Păi, nu știu, te trezești dimineața, nu știu, consumi, te duci la petrecere noaptea, luguri, pierzi nopțile, favori, da. Spargi toți banii, probabil. Da, cu aia, asta înseamnă. Da, viața mea, asta înseamnă. Să spargi banii pe droguri. Ai zero educație financiară, nu? Deci aia e concepția? Și umbli cu tot felul de... Păi nu știu, care e concepția? Păi nu, când zici de o femeie că e curvă, te gândești că face sex. Nu, lasă, nu. Hai sau să... face foarte mult sex cu oricine. Hai să ne referim la mase când lumea spune de femeie că e curvă. Când zic bărbații de femeie că e curvă, înseamnă că n-au făcut sex împreună.
Și o femeie când spune de altă femeie că e curvă, gelos. Aia înseamnă. Frustrat sau exact. Știi că n-ar putea ajunge niciodată la persoana aia. Exact. Zi-mi ce program ai tu. Păi, acum, de când m-am mutat în Tenerife, mi-am schimbat puțin programul și mă culc oarecum pe la ora 3, mai răspund de 2-3 ori pe săptămână. Ce-a fost discuția asta cu aia? N-a... Ce-a fost? Deci ce s-a vorbit aici? Că stai mă nene, o mai luăm o dată, ce să facem acum? Frustrat sau exact. Știi că n-ar putea ajunge niciodată la persoana aia. Exact. Zi-mi ce program ai tu. Păi... Asta era legătura. Bun. Deci... Deci Chifoi se gândește că dacă fata asta ne spune ce program are ea, o să demonstreze că ea nu e C-word. Eu nu vreau să zic cuvântul ăla pentru că mi se pare un cuvânt care are o încărcătură mult prea nasoală. N-am să vă mint. Fucking urăsc acest cuvânt. Cred că ar trebui să ne scoatem dracu din vocabulare. N-am să vă mint. Suntem mai buni de atâta. Îmi place să cred că suntem mai buni de atâta. Dar gen totul asta ține cumva doar de rutina ta zilnică, nu de nimic altceva. Ok, foarte interesant. Zi-mi ce program ai ca să spun ce fel de sex worker ești. Da, efectiv. Mă, Michael, 11 luni, mulțumesc frumos. Acum, de când m-am mutat în Tenerife, mi-am schimbat puțin programul. Așa. Și mă culc oarecum pe la ora 3, mai răspund de 2-3 ori pe săptămână, răspund la mesaje și mi-au uneori 4-5 ore să răspund la toate mesajele, la 200-300 de mesaje. Și acum nu mai dau pe scris pentru că mi-ar lua foarte mult, aș petrece toată viața doar scriind, știi? Și dau vocale, că e mai simplu. Pentru că o persoană pierd uneori și 10 minute, dacă el îmi scrie niște romane din alea, nu pot să-i dau. Dai vocale. Plouă încet, încet. Scuzați. În general, fetele care mai răspunde și fac foarte rar, fără dacă nu dai tips, nu îți răspund. Poza ta e după un paywall. Nu mai dau subscribe, n-am bani. Gata, mă scuzeți. Eu la mine fără tips. Nu pot să zic la, și la întrebare, deși mi se pare banal să scrii bună, ce faci? Bun. Răspunsul ar fi bună. Deci consider că succesul bună, tău bine. Pe platforma asta stă în faptul că ești foarte engaging cu ei? Da, eu nu pot să răspund bine. Tu, eu zic bine ce fac, am venit de la sală, mănânc, trebuie să-mi pregătesc, am fost la cumpărături, adică tot arsenalul pe care eu l-am făcut, știi, până atunci, știi? Nu pot să zic când în... mai sunt persoane care îmi scriu după ce îi răspund eu dau râs și a doua zi mă întreabă. Ok. Păi, ce să fac? Vocalele în orașul. Păi uite, am venit de la sală, iar trebuie să-mi gătesc. Am același program ca ieri, gen. Foarte interesant. Am eu o curiozitate, că ai zis că ai, mă rog, un anumit număr. Bă, mai e și chestia asta la OnlyFans cu aia. Că gen, ce mă enervează pe mine, cred că cel mai tare, e faptul că nu e asta, știi, că like, situația morală, nu știu ce, că de multe ori, asta e chestia, oamenii care sunt ca asta nu realizează Chifoiș cu prietenul său frezat, că nu, problema nu e nasoală a oamenilor care sunt împotriva OnlyFans-ului, nu e asta că sunt sex workers și atât, oameni de o moralitate îndoielnică și nu știu ce, nu. Problema este că astea sunt niște femei rele care exploatează bărbați. Că gen, domnule, ai înțeles, bărbații o duc nasol și nu știu ce în societatea noastră, sunt asupriți și femeile astea rele îi manipulează, le ia mințile și le ia banii. Ai înțeles? Ca să le arate dodoașca. Which is like fucking insane to me. Și din perspectiva asta, voiam să zic că mă enervează foarte tare tocmai chestia asta. Știi că like, avem tendința asta ca societate, nu că noi aici, că noi aici suntem cât de cât mai de Doamne ajută la căpuți. Dar ca societate avem această tendință absolut oribilă pe care n-am să o înțeleg niciodată de a da vina pe femei pentru toate lucrurile. Mi se pare absolut incredibil. Like, what the fuck? Why? De ce e vina femeilor? De ce nu e vina bărbaților care gen își închipuie că gen trebuie să plătească niște străini pe internet ca să stea de vorbă cu ei și să le vadă dodoașca?
Înțelegi ce vreau să spun? Mi se pare absolut insane. Adică, this is a problem, you know? Faptul că sunt atâția bărbați pe lumea asta alienați, care gen, cum să zic, se închină la... își fac cruce cu 5 mâini, vorba aia, da? Când au ocazia să dea $5 ca să vadă niște poze lewd cu niște femei pe internet și să aibă o relație parasocială cu ele. Asta este, într-adevăr, o problemă reală. Da, I totally agree. Like, it's shitty. But how do we solve it? By putting down... sex workers, putting them down, să zicem că totul e vina lor și că doar ei cară pe umeri responsabilitatea acestei situații? Nu, nici vorbă. Mi se pare insane chestia asta. Mi se pare și mai insane că gen nu s-a dus în discuție până acum, like ei vorbesc de... Abonați de ordinul miilor, adică sunt câteva mii de oameni acolo. Eu sunt curios ce tip de oameni ai acolo, adică ce gen de oameni... Măi, își fac abonament. Deci, nu știu, eu cred că am o anumită categorie de... Uite cum mănâncă ghimbirul ăla cu aia. Măi, ăștia nu știu să mănânce sushi. Îmi nebunesc. Oameni, nu știu, de la avocați, polițiști. Deși, mă rog, aici sunt eu cărcotaș. Mănânce sushi cum vor să mănânce sushi. Cum le vine. Dar așa ca idee, nu așa se mănâncă. Ghimbirul murat este un palate cleanser. Trebuie să-ți curețe papilele gustative între... roluri. Ca să nu mai zic că e super stupidă chestia asta în care gen îți dă sushi coaie, îți dă o tăviță de sushi, îs aceleași, îs 6 rulouri la fel. Pentru ce mai dai ghimbirul ăla? Ce fac cu el? Că-s 6 rulouri la fel în morții lor. Nu așa se mănâncă sushi. În alte geaturi ziceai că de ce se mănâncă sushi în București? Da, nu sunt de acord cu ideea că trebuie să mâncăm sushi la București. Aș fi... nu este sustenabil, nu este ecologic... ca noi să mâncăm sushi la București, în Sofia și în Paris, se scoate foarte mult pește din ocean, ampulea. Cine vezi pe noi de astea că noi mâncăm Mac? Da, efectiv, voi mâncați Mac. Ce dracu vă zic eu vouă? Este pentru experiență. I agree, înțeleg că e pentru experiență. Două chestii la chestia asta cu experiența. Unu, it's not like actual sushi. Nu numai că it's not actual sushi, în general, peștele pe care îl mâncăm nu prea are gust de pește, pentru că... De-aia cred că v-am mai zis așa, v-am mai zis. Majoritatea peștelui pe care îl mâncăm din comerț și nu știu ce este sacrificat prin sufocare. Like îl lasă în lăzi de gheață ca să se sufoce și atunci gustul e mai degrabă de mortăciune decât de pește. Peștele nu se sufocă. Peștele trebuie sacrificat cum trebuie ca să-și păstreze gustul de pește adevărat. Ce mâncăm noi la astea este practic un căcat. E un pește vai morții lui congelat, făcut căcat, pe care tu îl mănânci crud, da, nu ți se face rău, dar nu e gustul care trebuie, ca zic așa. Gen. Mâncăm pește mort? Da, mă, e mort, dar înțelegi ce vreau să spun. Pentru că dacă el moare sufocat, moare într-un stres groaznic. E o moarte oribilă asta și gen intră în rigor mortis de la grav și toate procesele alea care duc la putrefacție încep chiar înainte de moarte, de moartea peștelui. OnlyFans ediția sushi, da. De avion, pe vapor, nu știu mai exact cum se numește. Capitan, da. Doctor, mai da, doctor pentru animale, veterinar, știi? De la nu mai știu. Sincer, eu intru în detalii foarte mult, că își întreb pe oameni ce mai faci, cum era unul care tot așa o pățit cățelul lui ceva și așa încă unul și-a rupt un picior. Adică intru în detalii cu oameni, adică vorbesc exact ce fac ei în viața reală, știi? Nu... Vorbim, deci, foarte rar să întâmplă să vorbim despre... Deci nu sunt, cum ar spune unii, toți la bagii pe acolo. Mă, nu, sunt persoane, cel puțin la mine, aproape, am zis că nu o să dau niciodată numărul, aproape 2000 de persoane care mă susțin de 2 ani de când fac eu OnlyFans, știi? Abonați? Abonați. Și-o da moșul drumul în ochi, mare căcat, zici că n-ai mai pățit. Mulțumesc, Edi Stanciu, Boyoing, mulțumesc, omule, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Nu mă susțin pentru că văd porno la mine, că... E ca și într-o relație, te saturi. Eu încerc să schimb, gen să merg la sală, să arăt foarte bine și să schimb ținute și locuri uneori, știi? Mă duc la, mai închiriez apartament și mai așa. În rest să plictisești, știi? Mă susțin pentru că... Le place de tine. Le place de mine, da. Ăsta e... Ca om, ca caracter, așa. Da. Eu mai am, mă rog, sunt mai multe curiozități, că am avut, nu știu dacă ai văzut primul vlog cu OnlyFans-ul. Am avut o discuție mai aprinsă cu cineva, mai aprinsă, o discuție, în care zicea că fetele care fac OnlyFans n-au principii, sunt niște frustrate
nu fac asta de plăcere și vreau să te întreb de, nu neapărat dacă de când faci asta, dar acum, în momentul de față, ești fericită? Da și nu. La mine ce înseamnă fericire? La mine înseamnă fericirea timp. Eu n-am nevoie de foarte mulți bani ca să fiu fericit. Măi, ce întrebări cu ai, bă-le. E foarte în general ce zice omul ăsta. E foarte în general, ceea ce, cum ziceam, mă face să cred că it's just a fucking tokenization of, you know, let's tokenize wokeness. Fericită. Om afla noi. Eu nu sunt cu cluburi, nu sunt cu pub-uri, nu gen scumpi, haine scumpi de firmă să mă lăfă, știi? Singura chestie care mi-am luat eu foarte scump a fost o bicicletă pe care am dat 6.000 de euro. Da. Aia, și bine, și casa. Bine. Știu mașini mai ieftine. Da. Da, știu că am mai făcut chestia asta pe tine. Păi și atunci care e? De ce ai... Ce problemă de bicicletă costă 6.000 de euro cu aia? Mă rog, treaba e ce faci cu banii la urmă urmei. Da, așa ca idee! De ce? Sunt și eu frustrat la rândul meu, ce pot să fac? Ce, ești fericită și de ce nu ești fericită, mă? Pentru că acum simt că nu mai am așa mult timp cum aveam înainte să mă apuc de OnlyFans, știi? Asta e chestia. Da, sunt bani mai mulți, dar... Bani mai mulți, dar timp mai puțin, știi? Și pe mine mă interesează timpul, să merg pe munte cu bicicleta, la pescuit, ce pasiunea mea, știi? Și, na, nici nu pot să mă plâng că eu mi-am ales chestia asta. Tind să cred că o să fie din moment, adică simt că o să mă las de chestia asta. Lasă-mă să-ți dau un insight aici, pentru că toată lumea, cel puțin îmi spun mie, că vorbesc mereu. Ia hai cu insight-ul, că mor de curiozitate, ia. De bani, și ăsta e tipul meu de conținut pe care îl fac în online. Și mereu îmi spun, da, și o să ajungi cu banii în cont și o să ai, nu știu, chestii scumpe, mașini scumpe, dar nu o să ai parte de iubire, o să fii nefericit. Ok, da, a fost așa. Băi, Chifoi, crezi tu că Elon Musk e fericit? Zii sincer, zii tu sincer acum. E fericit Elon Musk în viața lui? E fericit în... politicianul care gen face afaceri cu bugetul statului și nu poate doarmă noaptea liniștit? Sunt oamenii ăștia cu adevărat fericiți? Hai să fim serioși. This is Elon Musk. Băiatul ăsta de lângă cine e, nu se știe exact. E un băiat care, nu știu, a dat un tun cu cripto acum ceva timp și am pensat că e milionar sau ceva genul ăsta. Știu că am văzut, dar am uitat complet, n-am să vă mint. Ea a făcut o introducere la un moment dat. E un băiat care are bani, basically, cam asta ar fi. Așa și când eram sărac, prefer așa oricând. Da, știi, românul în general spune chestia asta, mai bine sărac și curat. Dar românul e și sărac și curat și bolnav. Mai bine bogată și curat, genul să nu faci chestii, că se spune despre, și în general despre fete, că nu au demnitate, că se dezbracă pentru bani și știi. Dar pe cine, cine ești tu să mă judeci? Adică ce te... Dar oamenii, pentru că au probleme în viețile lor și ei nu prea au realizat prea multe chestii. Mie mi se pare că... Nu, de ce? Hai că vedem, mai mergem așa mai departe. O să ne mai freci o leacă camera asta la ei, credă? Ai. Că nu e vorba doar de judecată și frustrare. Bine, judecată, da, dar nu e vorba doar de frustrare. Mi se pare că și trăim, societatea asta în care trăim la noi în România e, nu știu, o societate cuprinsă așa de un... ortodoxism din ăsta foarte agresiv și, nu știu, așa am crescut, așa au crescut părinții noștri, cu religia, că mamă ce e... Nu, problema nu e neapărat religia, religia a cauzat problema, dar nu e religia în sine problema. Problema, dragi prieteni, este că ne este rușine ca oameni cu sexul, ne e rușine. Ne este rușine, suntem ultimii ratați în p***, zici că suntem copii. Ți-e rușine să recunoști, nu știu, să vorbești în general despre sex. Decât dacă, cum să zic, e ceva care îți ajută imaginea de sine, știi? Tu zici că p***, dar nu zici ce se întâmplă când p***, știi ce zic? Nu vorbești despre, like, the actual fucking, doar vrei tu să lași impresia că, gen, ai cuceriri. Îți dai drumul repede, da, exact. Adică we don't really talk about it. Rușinea asta, ce încerc să zic, rușinea asta vine din faptul că, like, dacă nu faci sex sau nu te pricepi la sex sau whatever, automat cumva ești un om de căcat, cum ar veni, știi? Sau un ratat sau whatever. Singura variantă acceptabilă este să fii super bun la sex din prima și să-l faci des ca să-ți zi, ca să împlinești idealul masculin arhetipal. Which is dumb. We should really talk about sex, like, honestly, you know? Că se întâmplă căcaturi în viața asta. Nu e nicio problemă.
Cerul cu meu se vorbește normal, știm toți cum se treaba, da, da, sunt cercuri și cercuri. Dar cumva educația pe care am primit-o noi, chiar dacă suntem oarecum generații diferite, eu și voi, I guess, dar educația pe care am primit-o noi nu e prea, you know, ok să vorbești despre asta, you know. Multe, cum să le zic, sunt multe probleme, I don't know. There's a lot of shame involved. De exemplu, la băieței, aoleu, nu, băgă-mi-aș, că iar o să ziceți că... La băieți, ok, la băieți, problema mărimii puței este o problemă care gen o să ne împiedice întotdeauna din a privi genul ăsta de chestii cu rezonabilitate și obiectivitate, you know? Julietix, bine ai venit, mulțumesc frumos! I feel like sex is also about being weird and sloppy și pur și simplu ignoranță. Ignorăm faptul că uneori se întâmplă chestii care nu sunt perfecte. Get over it, don't make it weird și aia e, da, straight up. Din cauza filmelor porno, preponderent din cauza filmelor porno pentru noi așa de acum, dar și filmele porno sunt așa pentru că e o piață care răspunde într-un anumit fel la genul ăsta de conținut, you know? Adică, nu știu, nu știu, mi se pare like really dumb punctul în care ne aflăm. Mi se pare că, like, știți Fresh and Fit Podcast, mi se pare că efectiv așa gândește toată lumea. Not gonna lie. Hai să mai vedem. Ce e bine să faci, ce nu e bine să faci, dacă te culci cu cineva înainte de căsătorie și cum era pe vremuri, nu mai ești bună de luat de meritat. Și-a dat moșul drumul în ochi. Mare căcat. Zici că n-ai mai pățit. Merci, Ramon, pentru puțe scurte. Mulțumesc frumos. Dacă bei, dacă fumezi, dacă toate astea, mi se pare că s-a ajuns așa la o judecată foarte iurea, că practic, până la urmă, tu pe cine deranjezi că faci chestiile astea? Mă bucur 5.000 de oameni acolo care s-au abonat la tine că, mamă, ce frumos e, Dănuță mai interacționează cu tine chestii, dar tu nu faci rău nimănui. Cu ce ăia care comentează și îți blochează conturi și te judecă? Da, blocarea... Care e, cu ce îi deranjează pe ei până la urmă? Da, răspunsul ăsta e cam în orice, aici bine. Îl vezi pe unul într-un Mercedes ultimul tip la semafor? A, ăsta a furat, sigur. Da, da, da. Da, exact. Pentru că, da, cum, Tate vorbea despre asta, nu? No! Că în mințile oamenilor e dacă te încadrezi într-o anumită societate și te comporți așa cum ai fost învățat de la școală, da, gen să faci o facultate, să iei note bune, să ai un job stabil după aia, oamenilor le e clar în minte că n-ai cum să ajungi dacă respecti paradigma asta, n-ai cum să ajungi. Niște parametri care... Nu Tate a zis asta! Efectiv asta a zis Robert Kiyosaki, dragi prieteni. E învățătura de la domnul Kawasaki, nu e de la Tate. Unde a zis Tate asta? Kawasaki zice asta de fiecare dată. What the fuck? Da. Zic așa, job de la 9 la 5 ai 2-3 mii de lei pe lună. Da. Dacă ești din parametri, ești, înseamnă că furi. Înseamnă că faci ceva ilegal, vinzi droguri, ai pește. Sau te desfraci pe bani, exact. Da. Dar mine asta e adevărat. Asta e adevărat. Nu uitați, dragi prieteni, Thomas Piketty, R is always greater than G. Banii ăia care, whatever, banii adevărați nu se fac din wage labor, din muncă la patron, niciodată, dragi prieteni, absolut niciodată. Banii adevărați se fac din investiții și exploatare și evaziune fiscală și căcaturi. Asta e adevărul, nu vă supărați pe mine. A, că ești tu full stack developer și ai salariu 10.000 de euro pe lună, da, ok, bun, dar câți full stack developeri sunt în România? Că-i numeri pe degete și pe degete de la ambele mâini și la picioare, gen. Da, interesant până acum. Vrei să completezi ceva aici? Da, uite faza asta cu gen, cum ai spus tu, cu mentalitatea asta. Și eu sunt oarecum învechită gen cu relațiile, știi? Eu am avut o singură relație de 13 ani până acum, un singur bărbat până la 31 de ani. Ai fost căsătorită? Nu, n-am fost. Nu, uite, el era avocat. Și nu eram genul ăsta pe căsătorie. Pentru mine căsătoria simt că e un business, știi? Adică ții, faci o căsătorie, vrei oarecum ca femeie și ca bărbat să fii legați acolo unul de altul, ca să nu mai pleci așa ușor, mă, și la asta nu mai poți să pleci așa ușor, trebuie jumătate de casă, vreau jumătate de mașină, dacă nu toată chiar, știi, nu. Nu ne-am mai înțeles. Simplu, nu vreau să pierd timpul, să ce am semnat, trebuie să mă duc, să umblu, știi, nu. N-am pus pe chestia asta. Căsătoria e un business, relație intimă capitalistă? Da, what the fuck? That's totally true. Adică așa privim lucrurile. Mulți full stack, nu mulți care fac 10K. Mă rog, am dat un exemplu. Nu sunt așa de familiarizat cu industria IT, dar înțeleg ce vreau să spun. Că în industria IT doar acolo poți găsi salarii de-astea. Cât de cât să simți că chiar poți să zici. Că simți că chiar ai mobilitate socială, știi? Gen, sunt puține. Zi-mi atunci ok. Ești fericită și nu ești fericită. E ca orice om, da? Deci până la urmă suntem oameni. Că lumea crede că dacă ai ajuns să faci 50.000, ori ești super, nu știu, nefericit că ai doar bani și atât, ori ești
pur și simplu nefericit că și care e problema? Cu oamenii care zic că sunt fetele astea sunt frustrate și nefericite, nu înțeleg că sunt poate nefericite doar din același motiv din care și ea e nefericită, că și ea n-are orice timp. Om, exact. Și ea se duce la muncă și n-are timp să facă ce-i place și diferența între tine și fetele alea e că tu ai bani și ele nu. Și că poți să alegi, poți să alegi o, deci tu ai, practic gândește că dacă faci, hai că poate nu mai faci acum 50.000, știi? Zic că faci 20.000, să zicem, da? Și tu... Am început ca dev, fără experiență, acum 3 ani, salariul 1.600 lei, 40 de ore pe săptămână, what the fuck? Ai început, da, acum ești și tu undeva totuși. Dacă ajungi să faci 50k, crede-mă că nu stă nimeni să zică că ești nefericit, abia îți permiți Logan cu banii aia neironic. 50k pe an, gen? Nu e adevărat. Este literalmente neadevărat, drag prieten. Cu 50k în România ești bogat, 50.000 de euro pe an. Dar nu știu exact la ce te referi. Asta am înțeles eu, poate te referi la altceva. Un Logan, de fapt, nici nu mai știu cât e un Logan din ziua de azi. După 3 ani am ajuns la 4.500, asta după ce am cerut mărire vara asta și am primit 50% mărire. Wow, holy shit. Ok, este cazul tău particular, dar putem să fim de acord că cam cele mai mari salarii din România sunt în domeniul IT, basically. Cât era salariul mediu în IT? Era ceva gen 6-7.000 de lei? Am spus să-ți schifoi mai devreme că dacă faci 50k din business, se uită lumea la tine ca și cum ce grand ai făcut. Ah, ok, mă scuzați, da. Da, nu-mi da link-uri, că nu o să-mi iau un Logan acum, am înțeles. Îl iei și tu second hand, că nu trebuie să-l iei nou acum. Tu poți să alegi, bă, poți să stau cu 15 pe lor. Dar gen 50.000 de euro, cumva în România, sunt bani pe care poți să investești și să faci altceva din ei, I guess, you know. Adică nu mi se pare lucru puțin, asta încerc să zic. Da? Și să-mi recuperez timpul ăla. Da. Diferența de bani. Păi acum, nu mai îmi bat capul așa exact. Mult, pentru că am ajuns într-un punct, știi, și simt că câștig și din Only și mai am și din bursă, crypto. Păi uite ce vreau să... Da. Nu știam chestia asta. Ce faci tu cu banii aia fiecare lună? Zici că nu cheltuiești. Banii de pe Only se duc în bursă. Tu investești la bursă. Investești la bursă, da. Deci stai un pic. Dana e o fată care nu cheltuie bani pe aproape nimic, îți faci de mâncare acasă. Îmi gătesc acasă, mă duc frumos când ies de la sală, mă duc la Lidl, îmi iau sushi la reducere. Nu am o problemă să-mi cumpăr produse de la reducere pentru că sunt oameni care nu au ce mânca pe planeta asta. Okay. Și bazată. Absolut 100% corect. Prefer să... S-a cu ceva. Dacă e întuneric afară, ieși din casă? Nu, după ora 10 nu ies. Nu caută nimeni după ora 10, cel puțin deci persoane care mă cunosc. Știu fete care judecă fetele care fac OnlyFans și sunt mult, mult mai rău ca tine. Ma cluburi și petreceri și alcool și... Ce zici ăsta aici, mă, mâncați? Droguri și bărbați cât în cap. Da, vezi tu că oamenii, în general, cel puțin pe TikTok, până ajung la Only, când se abonează, își dau seama că sunt altfel de persoane, știi? Da, pe TikTok spun că, într-adevăr, aceeași chestie că ești panoramă, că faci o lichel, da, nu ai demnitate, du-te la muncă, dar uite... de ce? Că pe TikTok e tot prostul, că e gratis. Da. Dar, da, exact, aici ajungeam la ce fel de audiență ai tu acolo și ai zis că... Altă clasă socială, am... Lucrez de 6 ani în IT și am sub salariu mediu, încep să cred că fac ceva greșit. Nu știu, man, like, that's like the, I don't know. Astea sunt toate rezultatele, că în IT sunt cele mai bune salarii. Nici nu vreau să mă gândesc în alte domenii ce salarii sunt dacă vă plângeți așa de IT. Oricum, la nivel global, like, these fucking corporations get tax cuts, they get all this shit. Ar trebui să aveți totuși bani. Nu știu, da, poate chiar faceți ceva greșit. Nu vă spuneți pe mine că vă zic. Poate chiar faceți ceva greșit. Într-adevăr, am și... De asta și mi-am mărit. Eu aveam abonamentul foarte mic, după aia mi l-am mărit ca să gen să fie o selecție, știi? Să nu mai vină să-și permit orice... Ok, hai să trecem la partea mai interesantă, de faptul că tu nu cheltuiești bani pe tâmpenii și investești. Investesc, da. Investesc și eu m-am mutat în Tenerife, vin când, pentru că am familia. Deci nu stai, practic, nu ești stabilit în România acum? Nu, m-am stabilit în Tenerife. Acolo e beata adevărat. Și acum ce urmează? Că mi-ai zis că trebuie să plecem în Bali acum. Da, în apartamentul l-am băgat în chirii pe 1200 de euro în Tenerife. Okay. Și vreau să plec în Bali. Pe termen lung? Pe un an. Ok. Și de ce? De ce vrei să faci mutarea asta? Pentru că în România nu mă ține nimic. La familie vin și vizitez. De ce să stai în România, coaie? Cum adică de ce? Ce să faci în România, bă, nene? Ce să fac aici? Ce întrebări cu ai? Bă, este cea mai neproductivă conversație pe care am văzut-o în viața mea, nu vă supărați. Efectiv, like, this is nothing, I don't know, it's kind of uninteresting, not gonna lie. Cel puțin, oarecum sunt mai în vârstă, cât sunt în viață, vreau să mă bucur de ei. România, pentru mine, nu e. Și mie îmi place căldura. Și dacă îmi place căldura, am vrut să mă duc într-o țară unde e cald tot timpul, nu există iarnă. Și Tenerife e exact ce vreau eu. Și în Europa. Am o altă întrebare. Dacă vrei să
spui asta, că n-am discutat înainte. Din investiții, după ce iei banii din OnlyFans, ok, investești, cât ai făcut cel mai mult pe lună? Din investiții. Din bursă te referi, nu? Cred că am avut și 17.000 de euro câștigați. Într-o lună, da? Deci ea ia în medie de 20.000 de euro pe lună și cu banii aia mai face 17.000 de euro pe bursă. Cel mai mult, mă rog, da. Dar tot e ceva, adică de ordinul miilor de dolari veniți suplimentar, e super ok. Și acum am înțeles că vrei să te bagi în cripto. În cripto, da, am și... Bă, eu nu cred, îmi pare rău, un hot take, e un hot take, dar nu cred că ar trebui să poți să faci 17.000 de euro pe lună dacă ce faci tu nu creează, like, nu știu, nu pune mâncare în stomacele oamenilor, nu le pune acoperișuri deasupra capului și alte chestii. Nu cred că e normal, cred că trăim într-o distopie în momentul ăsta, când gen... Poți doar să reinvestești niște bani ca să ajungi niște oameni să exploateze niște resurse și din asta doar să faci 17.000 de euro pe lună. Mi se pare absolut insane. Nu știu ce portofoliu are la bursă, dar tare mie că nu bagă banii în ONG-uri. Tare mie că bagă banii tot la Tesla și la alte căcaturi. N-ai cum să faci atât din bursă? Acum mai știi. Poate a fost o săptămână, o lună foarte lucrativă. Practic asta face când ea investește, practic plătește salariul la oameni care muncesc, că la unde a investit. Păi da. Portofoliul tău din sertar îl scot. Din cripto poți să faci, dar din bursă chiar trebuie să ai edita mai capitalul. Adevărul e că, nu știu, da, e adevărat. Poate mai degrabă 17.000 de euro pe an decât pe lună. Așa mă gândesc. Nu știu, n-am această experiență. Ce-i drept, nu mi-am jucat banii la bursă, dragi prieteni. Pentru că mi se pare un job separat. Da, cine știe? Poate o să fiu și eu forțat să fac asta la un moment dat, mai știi? Aceeași discuție cu cei care fac YouTube sau influenceri, am același hot take, dar raportat la ei, da. Nu, I totally agree, dar nu cred că e vina oamenilor care fac chestia asta, pentru că oamenii la urma urmei, na, they're always gonna take what they can get, cred că este vina acestui sistem pe care trebuie să-l schimbăm. Să vă ocupare genul care a băgat la Caritas, bă, să știi că ai mei n-au băgat la Caritas, au fost super deștepți ai mei. Ai mei s-au super prins, am mai vorbit cu ei despre asta, dar nu acum, gen mai de mult. Când m-au năpădit pe mine prima dată curiozitățile. Oameni deștepți, cu scaun la cap. S-au oricum băgat în cripto. Cum ai ajuns? Cum ai ajuns să cumpere aia 2 bitcoin? Ce ți-ai cumpărat? 2 bitcoin. La 18.000, deci tu ai 2 bitcoin cumpărați la 18.000. Da. Când toată lumea țipa la 13.000 de euro, că se duce la 10.000 de dolari, mă rog, se duce la 7.000. Eu pe Twitter țipam invers. Dar zi-mi că mi-ai zis cum ai cumpărat așa 2 bitcoin. Am un prieten care și el e afaceri și mai investește și el în cripto. Și mi-a zis, bă, Dănuța, vezi că acum ar trebui să ții, dacă ai bani, investește în chestia asta, că e ok. Care prietenul ăsta, mă rog, Ștefan, dacă mă vezi, te pup, s-a inspirat de la tine, adică să uita pe YouTube la tine și învăța chestii, știi? Să mai citea și pe Twitter și, da. E mică lumea asta. Păi și acum... Dar nu, se știe că tu ești viral, vei deschis TikTok-ul, deja mi-apare... Ești viral, ai COVID. Oarecum, da. Și deci planul ăsta acum la tine e să faci bani și să-i investești până când? Ai un deadline? Ai, nu știu. Toată viața vreau să investesc în bursă, să trăiesc din chestia asta. E simplu. Adică cu cât investești mai mult, cu atât câștigi mai mult. E logic. Cumperi la un preț mai mic, vinzi la un preț mai scump. Adică... câștigi un dolar la o acțiune, știi? Și dacă tu cumperi mii de acțiuni, te-ai făcut într-o zi, știi? Da, ai un termen până... Este atât de simplu, dragi prieteni. That's fucking it, bro. Mare căcat. Cu ce scop? Cu scopul de a face bani, zici că ești prost. Cum adică cu ce scop? Faci bani. Mai contează altceva? Mai, ce dracu-i cu voi? Ce scop? La ce? Faci banul. Aie, te duci, stai în Bali. Nu mai stai în Jangina asta de țară. Da, mă rog. Happy for her în același timp, dar still, foarte dezarmant, nu știu, mă îngenunchează de fiecare dată faptul că like people just fucking accept this shit, I don't know, I hate it. Put your money to work în timp ce we actually go to work, ce n-ai înțeles, da, efectiv. Până când vrei să faci treaba asta cu OnlyFans? Mai intenționez cam într-un an, doi să dispar, știi? Oricum lumea o să uite de mine, cum mă uita și de anul Alina Plugaru sau nu, mai știi cineva de anul. Eu mă gândesc aproape fiecare zi la Alina Plugaru din anii, din 2006 încoace. So, eu cred că n-am uitat, n-am să vă mint. Deci, că acum cât mai prindeți, că după aia Dana se lasă și... Rupiți! Alex, cine? E, hai, dați și voi în Google. Cât mă bucur că mai văd o femeie cu bani, the best feeling in the world. Da, nu știu să zic. Eu nu mă bucur când, nu știu cum să zic... Adică mi se pare chestia asta,
Ce înseamnă emanciparea femeilor, dragi prieteni? Emanciparea femeilor înseamnă acordarea către femei a dreptului de a recurge la aceleași tertipuri de căcat ale patriarhatului, gen, știi? Adică, da, întotdeauna, da, banii înseamnă stabilitate, înseamnă o viață, înseamnă nu știu ce, toate căcaturile astea, dar, nu știu, întotdeauna îmi luat în cap ideea asta. Like, is that really what we're after? Știi, să punem femeia, să pună ea, ia un costum Armani și să meargă să facă afaceri cu diamante în Congo, măcar să se eliberează de povara sărăciei, da, de acord. Asta ziceam, că like, I understand că people would, you know, are better off if they're not poor. Zic doar așa că... Misterele Laurii când te joci pe stream, nu m-aș ca niciodată ce-i drept, că nu mergea pe computerul meu, nu știu de ce, când eram mic. If she wants to, yes. Păi, da, does she want to or do we just not offer her any kind of choice? După aia te bași pe, poate te bași după aceea pe content, pe parte de... cripto și bursă. Da, în perioada asta nu am timp, de asta am un prieten tot așa care mă ajută cu bursa carierei milionar. Și el oarecum mai dă pontul și nu mai spune multe chestii. Acum eu nu am timp să citesc, să mă documentez despre bursă, despre, știi? Probabil că o să ai după aceea. După, da. Acum eu merg la sală, îmi gătesc, mă trec pe la cumpăr chestii, încep să răspund la mesaje, uneori de 2-3 ori pe săptămână, îmi creez content, trebuie să îmi creez content pe TikTok. Uneori mergeam cu 3-4 conturi de TikTok, 6 pe un cont, 6 pe un cont, 6 TikTok-uri pe un cont și diferite, nu le puneam pe cele, știi? Adică mergeam cu mai multe conturi. Și de muncă, de asta ziceam la un moment dat, că mai primesc pe TikTok, du-te fă la muncă. Păi crede-mă că eu dacă te așa îmi zic și mie, Stani. O săptămână să faci chestia pe care o fac, tu n-ai știi ce să faci. Adică nici nu asta ar trebui să fie motivul pentru care îl dai. Ce să mă duc eu la muncă, fac 50.000, cretinule. Nu, ei când se referă, se referă la aceiași parametri de care vorbeam, munca. Da, tu de tu la muncă, liniște. Eu nu am vorbit niciodată de sume, tot timpul am rămas fata modestă care eram și acum 2 ani, știi? Adică da, eu nu m-am schimbat, pe mine banii nu m-au schimbat, știi, să mă dau aroganții, chestii, nu. Aroganțile cred că oamenii care când au avut bani erau gen... primilogeală chestie, știi? Și după s-o schimbat, înseamnă că asta e adevărata lor față, gen când ai bani, te dai, că ești cel mai șmecher, cel mai bun, nu. Corect. Da, știu cumva chestia asta, că și mie mi se spune des, eu am postat anumite lucruri în social media, că am făcut nu știu câte sute de mii de euro din investițiile în cripto, știi? Și mă întreabă toată lumea. Aha, iată, deci asta, nu era milionar, dar era sute de mii de euro din cripto, asta a făcut acest băiat cu viața lui. Pula mea. Bă, dar de ce stai în chirie? Dar de ce n-ai mașină mișto? Dar de ce? Vreau să-mi... Și e la fel, da. Vreau să-mi cumpăr, eu am mașina pe... Necro, mulțumesc pentru un an, let's go. Vreau să-mi iau un Chevrolet Camaro, știi? Vreau de foarte mult timp să-mi iau mașina asta. Am... Coai, deci... uite, vezi ce înseamnă? Apropo de ce ziceam mai devreme. Ce ziceam eu mai devreme, dragi prieteni? Modelele, cum, nu modelele, pattern-urile, obiceiurile de consum se formează în copilărie. Când ești mic, te uiți la televizor și îți arată o, nou Chevrolet Camaro, mașina, nu știu, și tu rămâi cu căcatul ăsta în cap. Rămâi cu căcatul ăsta în cap și când ajungi la vârsta rațiunii, da, la vârsta autonomiei și a rațiunii, tu ții Chevrolet Camaro, că așa voiai când aveai 5 ani. It's so fucking stupid. Ce faci cu un Chevrolet Camaro, măi? Ce dracu faci cu el? Adică care e satisfacția? Pentru că știi ce se întâmplă? Îl cumperi, dai o grămadă de bani pe el, îl cumperi. În 3 luni, like, nu-ți mai aduce nicio bucurie. Efectiv, nu-ți mai aduce nici măcar o bucurie în viața ta. Un Chevrolet Camaro ca ăla. Bani să-mi iau mașina asta de 2 ani și ceva îmi face. Pot să-mi iau, efectiv. Oricând să mă duc, scot banii de acolo și mi-au. Și n-am făcut. Dar frate, n-am făcut-o pentru că am citit Robert Kawasaki și mi-a zis că trebuie să investesc în active care și produc bani după aia. E mașina Bumblebee din Transformers? Da, așa am auzit și eu. Până și Transformers este propagandă pentru mașini, dragi prieteni. Literalmente e propagandă pentru mașini. Tu ești la Transformers la 7 ani și la 27 de ani vrei să-ți iei și tu un Camaro ca Bumblebee. Am făcut-o până acum, nu mi-am dat eu mie voie să-mi cumpăr mașina asta și oamenii se iau pur și simplu de chestia asta. Bă, bă ce? Promovezi atâtea promovezi investiții în cripto, zici că ai bani și stai în chirie și mergi cu Bolt. Vezi tu că românul în general... Când eram mic, stai secundă. Când eram mic era o reclamă cu un pony de pluș, care îi dădeai un morcov, mereu l-am vrut, dar asta e... și la femei se aplică în felul său.
Visul meu e să-mi iau transport în comun mai bun, da. Lui pe chestia asta, gen să aibă casa lui pe numele lui, mașina pe numele lui, o soție, un copil și cam asta e viața, știi? Mm. Ce părere ai de zicala aia, cum cea mai mare realizare în viață este să faci copil? Păi doar oamenii care nu pot face mai mult, adică în afară de un copil nu mai. Of! Artă într-o societate capitalistă reflectă acest aspect consumerist inerent. Da, poți consuma artă în mod critic regardless. Eu nu ziceam că... Nu. Da, poți consuma artă în mod critic. Dar eu vorbeam despre puterea advertisingului de a modifica comportamentul de consum al de a dicta comportamentul de consum al oamenilor. Ca să poți să ajungi să... consumi în mod critic arta, trebuie totuși să faci niște eforturi personale să ajungi în punctul ăla. Oamenii care trăiesc viața pur și simplu și, you know, just take everything at face value, da, sunt influențați de genul ăsta de advertising. Era despre advertising mai degrabă decât să fie despre artă. Bun, și chestia asta cu oamenii, nu știu, înțeleg că există căcatul ăsta cu oamenii care te la cap să faci copii și nu știu ce, dar în același timp nici nu i-aș bashui. Ăsta sunt eu ca oameni. Ăsta sunt eu ca om. Nu i-aș bashui neapărat. Ai văzut ultimul video de la PhilosophyTube? PhilosophyTube era nu știu care din ele. Nu prea îmi plac BreadTube stuff, not gonna lie. Tineri de ăștia... Adică recunosc valoarea, dar nu m-aș uita neapărat în gura lor. Nu urmăresc. Cred că cel mai valoros lucru pe care poți să-l faci nu este neapărat să faci un copil, ci să, mai în perioada asta, obiectiv vorbind și pragmatic, cred că cel mai valoros lucru pe care poți să-l faci nu este neapărat să faci un copil, cât să îl adopți. Chestia asta, vorba asta, că cel mai valoros lucru pe care poți să-l faci să faci un copil, cred că la bază are chestia asta, că like... The most valuable things you can do in life sunt pentru alții. Când faci un copil, basically, you know, se presupune că aduce o viață în lume și cumva îți și depui toate eforturile și diligențele posibile ca acea viață să fie cât mai ok, you know? Dar eu cred în chestia asta și aici eu sunt boomer, știi? Chestia asta, să plantezi un copac, să faci o casă. Să adopți un copil sau să, mă rog, îl faci... Not so much în perioada asta, în contextul geopolitic și climatic actual, nu prea e așa de base să-l faci. Dar chestiile astea, știi, adică cele mai valoroase lucruri pe care le faci în viață sunt acele lucruri pe care le faci pentru alți oameni. Acele lucruri din care pot beneficia și alți oameni. Să construiești o casă, iarăși. Atât timp cât, mă rog, nu o faci neapărat ca să speli bani sau nu o faci ca să dai vreo țeapă sau atât timp cât construiești o casă ca lumea în care după ce mor tu poate mai stă și altcineva, iarăși mi se pare un lucru destul de valuable. You know? Zici că ești tata! Bă! Așa e! E adevărat! Dorian, tu vrei să faci un copil? Nu, vreau să adopt un copil, dar nu pot să fac asta dacă sunt single dad, pentru că legea e foarte oribilă din acest punct de vedere. Păi e tot sistematica prelungirea marketingului care vrea să manipuleze consumatorul comun și îndoctrinarea lui. The blame is on the system itself. It should be dismantled as such. Yes, it should be dismantled as such, that the system is never gonna dismantle it itself. We need to be aware of this thing so that we can put pressure on governments and all that in order to achieve the said dismantling. Cred că e tot un sistem al complet... Nu mai știu ce ziceți aici, că deja au început conversații între voi. Ti s-ar potrivi rolul de tată? Nu o cred neapărat. Adică, nu știu, poate da. Totdeauna am fost așa mai... caring ca om. Și adică nu vrei să faci un copil, vrei doar să adopți unul. Mi se pare mult mai interesant să adopți unul decât mai interesat, mult mai de ajutor societății să-l adopți decât să-l faci gen. Pentru că sunt o grămadă de copii pe lumea asta, abandonați,
care trăiesc în niște sisteme de stat de tot căcatul și sunt practic condamnați la niște vieți absolut oribile, fără niciun viitor, because nobody cares about them. Literalmente, nobody cares about them. Și dacă e o caracteristică de-a mea care ar putea să mă facă like a good potential dad, I guess, e faptul că like respect foarte mult și sunt foarte pentru mine cel puțin, mi se pare că cel mai valoros lucru pe care pot să-l fac este să să nutresc și să scot cei mai bun din potențialul care se află într-un copil, you know? Pentru că, cum vă ziceam mai devreme, primii ani de viață sunt like cei mai formative, like cine ești până la 14-15 ani is who you're gonna be for the rest of your life. Poți să conștientizezi ce probleme și ce traume ai și să lucrezi cu ele și nu știu ce și bla bla bla, dar deep down you're still gonna be, you know, that fucked up person that you were. And I think that the most valuable thing I can do is like at least try, știi, măcar să încerc să ofer, știi, ce am învățat eu din viața mea unui alt om care poate folosi asta, you know, ca el, spre osebire de mine, să aibă o viață demnă și înfloritoare și fericită. You know? Eu cred că m-am schimbat imens de mult și cred că nu mai sunt deloc aceeași persoană de la 14 ani, având 23 acum. That's your opinion, ok? That's just your opinion. Teach him to be nice, da. More or less. Și tot ce trebuie să faci să vorbești cu copiii tăi, adică să-i asculți când spui ce au pe suflet. Nu doar să-i asculți, dar să-i și respecti și să le respecti opiniile și ce cred ei despre lume, pentru că it's still valid, chiar dacă poate n-au așa de multă experiență. E chestia asta de eu știu mai bine ca tine, deci nu pune la îndoială, nu vorbim despre asta, eu sunt autoritatea și you don't question it și faci ca mine. Asta e buba cea mare, știi? Adică chiar și copiii sunt oameni care raționează și gândesc și poți să ai discuții cu ei, poți să-i lași să-și facă propriile greșeli, you know? The whole idea is to have like a nurturing environment. Când eram mic, mereu am fost crescută că ideea de older egal wiser, nu neapărat. Eu nu cred asta. Și dovada, toți oamenii ăștia în vârstă care se comportă ca niște copii de 15 ani, îi vedem în fiecare zi. Older is not necessarily wiser. Older is not necessarily more emotionally intelligent. Not necessarily. Poate e un trend în direcția asta, dar nu cred că e o regulă. Am 21 de ani și observ acum doar... mă întorc la cine eram înainte de 14 ani, la ce gândeam și în ce credeam atunci fără să am informațiile pe care le-am acum și e fucked up că am luat o pauză de la a fi acea persoană doar pentru a mă simți în liceu că aparțin unui grup. Eww, that's weird. Poți să te schimbi după 14-15 ani, but some things rămân cu tine multă vreme după. Deci, poți să-ți schimbi comportamentul, you know? Poți să-ți adaptezi comportamentul, you can work on yourself. Eu nu cred că, cum să zic... Poți să-ți schimbi traumele în sensul ăsta. Nu cred că poți să le schimbi. Poți să lucrezi cu ele și poți să fii mai bine și mai nu știu ce. Dar gen, uite, eu, de exemplu, acum nu vreau să fac trauma dump sau așa, dar eu am fost crescut într-un mediu în care, like, sunt acum în punctul în care, like, I can't have, like, positive thoughts about myself naturally, you know? I have to work on that. And I'm working și nu știu ce, dar problema asta rămâne. În sensul ăsta mă refer, știi? Dar nu, it's not a trauma, doamnă, it's absolutely ok, you know? Zilele trecut am ascultat interviul tău cu Fire de la Reconectat și vreau să zic că ești cel mai humble și să... mulțumesc, Adriana. Eu spun, oamenii ăștia mai woke, fac mai puțin copii decât ceilalți, așa că rația va fi tot în defavoarea noastră. Nu, cred că e neapărat adevărat. Chiar nu cred că e neapărat adevărat. Sunt mai mulți oameni woke acum ca niciodată și noi nu ne-am născut din părinți woke. Na, poftim, de exemplu. It's not about, că wokeness-ul nu e genetic, dragi prieteni, nu știu ce senzație aveți voi, ce părere aveți voi despre lume. And it's not a genetical thing, it's an environmental thing. Bine, hai să mai venim și mai zic cu oamenii ăștia. Cât de ușor este să faci un copil? Copil, păi, foarte 30 de secunde, de 30 de secunde de chinuită. Nu să te protejezi, deși românul spune, mama, așa o vrut Dumnezeu, mai să... așa o vrut Dumnezeu, păi ea nu ți-o mai trage tu acolo și vezi dacă mai iese ceva, nu. Da, deci și planul de viitor atunci... Pleci în Bali acum și după aia se întorci în Tenerife de... V-am scos din context? Nu știu. Ce ați vrut să ziceți și n-am înțeles bine? Oamenii ăștia... Nu poți să fii wise dacă ești tânăr, dar nu ești automat wise dacă ești bătrân.
Nu știu să zic. Nu știu, man, ce zice acolo. Nu știu, pula mea. Îmi pare rău dacă te-am scos din context. Asta este. Mergem mai departe. Da, o să mă duc după aia următoarea iarnă. Ajung prin Tenerife. Nu, eu vreau să mai călătoresc. Viața mea despre asta e de acum. A, deci vrei să stai mai mult plecat, mai mult timp în mai multe locuri. Da. Cred că toată lumea vrea asta. Păi nu, că eu pot face... Literalmente toată lumea vrea asta să mă... What are your hobbies? Well, I'm into traveling. Damn, that's amazing. Wow, ce chestie. Mi-aș dori din suflet să ajung la un moment dat să adopt un copil pe care să-l cresc fix așa cum trebuie, cum nu am fost eu crescută, și să fac tot posibil să-i ofer tot ce trebuie să crească normal la cap. Da, dar vezi că și asta e o păcăleală un pic așa. Adică e o... Și asta e... You gotta be really careful with that shit. Este foarte ușor, dragi prieteni, să fuck up kids. It's incredibly easy. Nici nu-ți dai seama cum se întâmplă. Some degree of trauma există la toată lumea. It's just a matter of, you know. Adică nu-ți lua misiunea personală de a, da, acest copil va fi perfect doar pentru că eu îl cresc, you know. E mai presus de orice, you gotta give him the space. And that's really hard to do. E foarte greu să-i dai unui om spațiu de a fi el însuși, mai ales când tu ești responsabil de bunăstarea lui. Înțeleg asta. That's what you gotta do. Mirau de traveling jos, traveling sus. I fucking hate traveling. Nu-mi pasă cum arată locul ăla. Nu-mi pasă efectiv. Bă, nu-ți pasă. Înțeleg. Dar în același timp, ce pula mea altceva să faci în viața asta decât să cunoști lumea pe care ți-a fost dat să trăiești? You know? Eu am altă problemă cu traveling-ul, și anume că tot traveling-ul ăsta se face... E o industrie, știi? Trebuie să te duci cu avionul, te duci cu aia, te duci cu aia. I fucking hate that. Și aici am un foarte mare hot take pe care nu vreau să îl luați prea în serios. Este doar părerea mea personală. Nu cred că toată lumea ar trebui să facă asta, dar cred că there is some value in it. Cred că e mult mai rewarding și mai satisfying traveling-ul pe care îl faci mergând pe jos. Ăsta sunt ca om. Am o fascinație pentru mersul pe jos. Îmi place de mor. Cred că e mult mai rewarding să merg până în Bulgaria pe jos, dar să știu că am ajuns în Bulgaria, decât să mă sui într-un avion să ajung în Thailanda. Să ajung în Thailanda și să mă duc să stau într-o stațiune plină de angajați, izolată de adevărata comunitate de oameni care chiar trăiesc în Thailanda și toate căcaturile astea. Eu cred că traveling-ul, așa cum l-am definit prin capitalism, nu este un fel de a cunoaște lumea. Este un fel de a cunoaște gen the commodity side of life. Te duci în Bali și like, nu e nimic autentic acolo. E doar că na, apa albastră și nisipul fin și that's fucking it. Tot orice e în jurul tău e o fucking industrie. You don't get to know any people, you don't have any actual true experiences. Te duci în ții trei magneți și să vezi o biserică de acum 5 secole și zici, like, nu te îmbogățește spiritual cu nimic, voi înțelegeți? Nu te îmbogățește cu nimic spiritual. Când mergi pe jos, apuci să experimentezi cu adevărat lumea, să îi vezi diversele fațete, să o contemplezi, să ai timp să mai stai și cu un om de vorbă, să mai mângâi un câine pe stradă, să mai ai călătoritul adevărat. Nu că te-ai suit un Ryanair și te-ai dus la 10.000 de kilometri distanță. Ai fost pe jos până în Bulgaria? Nu, dar vreau să fac o de asta. Am mai multe. Am Santiago de Compostela on the come up. Eu merg pe jos, mă rog, merg foarte mult pe jos în viața mea, dar n-am făcut niciodată până acum o călătorie intercity, ca să zic așa. Gatekeeping traveling. Du-te mai omule de aici, gatekeeping traveling. Unde mergi în vacanță? Păi, mă duc în Roma să stau în miros bășinile la 10.000 de oameni la un căcat de Coloseum. Sincer, deci dacă toți cetățenii din Roma ar zice, bă, coaie, nu mai veniți, că nu vă mai suportăm, că nu putem să ne trăim viața aici, da? Gata, gata cu turiștii în Roma, cu tot respectul, nu m-aș duce în viața mea acolo. Cu tot respectul, ar zice, da, tată, da, tată. Bă, e mai important să poți să trăiești tu în căcatul ăla de oraș. În Veneția au zis, da, știu. Da, în Veneția chiar nu se mai poate cu aia. Chiar nu se mai poate. Like, nu, e atât de... Mi se pare că momentul în care transformi orașul într-o marfă turistică, se pierde în tot sufletul. Tot sufletul ăla pe care l-ai folosit ca să vinzi locul, efectiv se pierde. It's like a fucking ghost town, dude. Nu poți să locuiești în oraș. Nu poți să locuiască nimeni în orașul ăla. E Disneyland, efectiv e Disneyland. De ce ai mers acolo dacă nu-ți place? Pentru că nu mai fusesem și am zis, hai nene, doar nu o să fiu ăla care nu, trebuie să mergi undeva.
Voi înțelegeți că eu n-am cui să-i propun chestia asta? Trebuie să mă duc singur și mi-e frică că mă mănâncă ursul? Voi înțelegeți că asta e problema mea în viață? N-am, eu dacă mă duc la oricine din viața mea, zic hai cu aia pe jos până în Bulgaria, like, râde toată lumea de mine și cu curul și îmi zice du-te cu aia. Pentru ce? Când pot să iau mașina cu 30 de litri stând acolo în 2 ore. Facem un marș al streamului până în Bulgaria. Ca să nu mai zic că nu există infrastructură pentru așa ceva. Pe Santiago de Compostela super există infrastructură, dar aici nu. Uite, asta e o chestie, ar fi interesant. Am putea să facem, dar nu știu dacă e acoperire de net acolo. Mă gândeam să facem un IRL stream. Mergi pe la vamă pe jos? Păi asta zic, că nu poți să mergi pe la vamă pe jos. Nici de bicicletă nu e apă de mers pe jos, da, efectiv. Pot, a? Ia să mă interesez eu. Nu IRL, full recorded. Am văzut un... Dar acum am uitat complet... Ah, ce mă enervează. Am văzut pe Mubi. Poate găsesc în istoricul de pe Mubi. Este un film făcut de un francez. Bă, coaie, atât de frumos, bă, nene. Deci e un francez în... care face pelerinajul ăla pe Pirinei, pe acolo, cu o cameră. Asta e tot filmul. Are o cameră și gen merge pe drumul ăla. Și știi că gen pelerinajul e făcut de așa natură, că gen treci prin gospodăriile oamenilor, oamenii știu că pe acolo vin pelerini. Te mai primesc, ia, hai, că-ți mai dau și ție un cârnat de pleșcoi, mai mănânci ceva cu ei, mai bei o țuică, mai, te mai cazează, te mai cam așa e, știi? Și efectiv, omul ăla doar merge cu camera din casă în casă și vorbește cu oamenii aia despre ce înseamnă să fii fericit. Și that's it. Și sunt niște oameni care îți povestesc ce vieță au avut ei și ce le se pare lor că înseamnă fericirea. Bă, cel mai frumos lucru din lumea asta, coaie. Am uitat complet cum se cheamă. Și nici nu mai găsesc. Tot dau Google-uri și nu mai găsesc. Mă scoate din minți chestia asta. Dar mi s-a părut atât de, Doamne, sublim. Absolut sublim. Dar nu, voi Marvel! Noi, o să văd pe Iron Man cum ridică pe umeri Casa Albă. Nu, mă, Marvel aveți în capul ăla. Am găsit filmul. L-am găsit. Se numește Happiness, The Promised Land. 2011. Din 2011. Luați. We got Piatra Neamț. Da. Și da, n-are absolut niciun fel de zi. Niciun afiș. Efectiv, n-are afiș. Perhaps unfairly, ce? Ah, ok. Mă rog, nu știu, mi s-a părut extraordinar de frumos. Sincer, one of my favorite viewing experiences din viața asta. N-a apucat nimeni să facă măcar un F? Da, nu, n-a apucat. Cum se numesc locuitorii din Piatra Neamț? Nemțeni. Cum era strofa aia de după beat drop de la în orașul Piatra Neamț? Era așa, în orașul... Da, sau Pietreni? Cred că Pietreni mai degrabă decât nemțeni. Nu știu, una din două. Una din două. Luați și voi un ziar și vedeți ce zice acolo. Era cu posibil viitor copil adoptat când îl bagă la culcare cu piesa asta. Aici are poster, are în letterbox. Ah, wow, chiar are poster. Le bonheur. Ce înseamnă prieteni în franceză, știți? Când zici, îi zici iubitei tale, tu me donnes un grand bonheur. Ce înseamnă? Știți? Tu me donnes un grand bonheur. Nu zic? Înseamnă că you're giving me a huge boner. Un bonheur. Bun, tare. Îți face masaj prostatic. Da. Bine, hai să vedem ce mai zice podcastul, janghina asta de podcast. De oriunde și... Poate mai am de ce să mă mai leg. Eu am nevoie doar de internet și cam atât, știi? Mai am eu o întrebare care știu că o să apară în comentarii de la mai mulți oameni. Familia ta știe cu ce te ocupi, nu? Auleu, da, așa ești poveste. Da, o aflat după vreo 2-3 luni, le-am spus eu, știi? Dar acum recent, cred când eram eu în Tenerife, ce crezi, s-au dus cineva la ei mei că stau la țară, s-au dus la poartă și le-au arătat, uite cu ce se ocupă Dana. Da, deja știa, bă, și zice, și dacă se ocupă, care are 31 de ani, face 32 pe 24 septembrie, păi nu atinge. Oh, fecioară, let's go! Nimeni. Sau? E fecioară, nu? Da, de pe 22 începe. Și care? Okay. Păi dacă tu ești prost și plătești abonamentul că... Te pup, draconul, mersi pentru 2 luni. Da, ăla care a venit plătea mână. Dar nu, eu nu la asta mă refer. Adică n-a fost, bine, nu știu, poate a fost o discuție. Nu înseamnă că ești prost dacă plătești abonamentul. Ai plătit cu un scop, cu oferi un serviciu, da, știi? Că dar nu, ăștia care comentează. Da. Tai-ne-l-o la băiatul. Și pe urmă s-a mai abonat alt băiat din sat, știi? Și eu arătat la nepotul meu, care nepotul meu e jandarm în București. Și eu zic,
nepotul, bă, de ce treabă ai tu? De ce te-ai abonat la ea? Ce treabă ai tu cu ea? Adică tu ai femei, copil, ce cauți la ea? Pe da. Știi? Exact ce-o zis ei, asta am spus eu acum. Eu mă gândeam mai mult tot pe tertipul ăsta de mamă, fata mea face asta, aduce rușine familiei. N-a fost niciodată discuția nu, asta. Dar nu, că ei deja știu că e viața mea, fac ce vreau. Bă, nu e nimic mai rău pe lumea asta decât niște oameni vai de capul lor care încerc să fie woke. Not gonna lie. Fucking hate that.